Pe data de 10 ianuarie a avut loc ședința de bilanț pentru anul 2021 organizată de Inspectoratul Județean de Jandarm Mehe Dinți. Vicepreședintele Consiliului Județean Ionică Negru a fost prezent în cadrul întrunirii, asigurându-i pe oamenii legii de susținerea necondiționată a instituției pe care o reprezintă. Reprezentanții Inspectoratului Județean de Jandarm Mehe Dinți s-au întrunit luni în cadrul unei ședințe de bilanț pentru anul 2021, alături de autoritățile județene, printre care prefectul Cristinel Pavel și vicepreședintele Consiliului Județean Ionică Negru. Instituția jandarmerie este o componentă esențială din veriga statului în relația cu cetățenii, astfel că vă îndemn să vă îndepliniți în continuare misiunile cu profesionaliști, să vă bucurați de încrederea cetățenilor în slujba cărora ne-a pus cu toții. Am tot încrederea că gestionați eficient provocările de zi cu zi. Ca și autoritate județeană, Consiliul Județean Mehe Dinți a susținut activitatea dumneavoastră în 2021 și o va face și în 2022. A transmis vicepreședintele Consiliului Județean Mehe Dinți, Ionică Negru. În cadrul evenimentului au fost prezentate principalele obiective atinse în cursul anului trecut, pe linia ordinii și siguranței publice, dar și țintele anului 2022.